Salut prieteni și bine ați venit, salut, venit pe și mai practic canal de educație financiară în limba română despre bani, cripto, acțiuni, cu toate și NFT-uri. Iar în acest video hai să ne uităm din nou la piața cripto din simplu motiv că aici avem cele mai multe evenimente. Însă înainte să intrăm imediat aici de pe tabletă ca să ne uităm mai mult la partea cripto, vreau să ne reamintim și despre diversificare. Pentru că tu și alte 29.000 de persoane de-a lungul ultimilor 2 ani sau abonat la acest canal pentru că sunt interesați de investiții. Însă, atunci când este vorba despre investiții și nu numai, pentru că am mai acoperit și dezvoltare personală și partea de venit, de bani, pentru că toate acestea sunt conectate. Însă, și atunci când vorbim doar despre investiții, să nu uităm că avem mai multe tipuri. Și înainte să intrăm aici de pe tabletă ca să le desenez într-un mod mai grafic, avem investiții precum cele în acțiuni, cele în ETF-uri sau cele în cripto. De NFT-uri nu vorbim pentru că majoritatea celor bune sunt foarte scumpe. Și desigur te poți uita la proiectul lui Tim Ferriss, dar nu cred că va fi sub 1000 de dolari acele NFT. Mai ales că prietenul său, Kevin Rose, are un NFT care te cam va costa câteva zeci de mii de dolari. Însă revenim cu picioarele pe pământ la investiții ceva mai mici, pentru că în ultimul video văzusem niște comentarii ceva mai critice în legătură cu tipurile de investiții și aici trebuie să fim conștienți până la urmă în ce investim și ce fel de de investitori suntem noi. Pentru că personal nu mă interesează să promovez un tip de investiție față de celelalte, deși clar sunt canale care se concentrează doar pe acțiuni cu dividende și desigur și canale care se concentrează doar pe cripto și întrebarea ar fi cine are dreptate. Personal, nici eu nu mă consider cea mai deșteaptă persoană din lume, dacă cineva se consideră mai deștept decât Elon Musk, decât Warren Buffett, decât Katie Wood, decât Monish Pabrai, decât Charlie Munger sau hedge fundurile, atunci acea persoană ar trebui să-și facă un canal de YouTube și să ajute și alte persoane să fie la fel de inteligenți. Mai ales că dacă ne-am uitat la cunoștințele pe care le avem ca la o piramidă, cel mai important este să avem acea bază acoperită. Și spun asta pentru că dacă vrei să ai un randament de aproximativ 8-10% pe an, atunci pur și simplu investești în SP500, în SP500 și nu încerci să diversifici cu alte active, alte tipuri de investiții mai riscante. Și spun asta pentru că, de exemplu, și în lumea investițiilor, multe persoane cred că doar într-un anumit mod poți face lucrurile încât să ai succes. Și adevărul este că dacă vrei să intri în detalii poți cu orice lucru. Adică am chiar aici un exemplu, dacă ar fi să vorbim de sănătate, am putea să vorbim despre un supliment precum Inozitol, nesponsorizat de cei de la Ostrovit, dar cei drept este unul din cel mai ieftine branduri pe care putem să le găsim, cel puțin pentru Inozitol. Sau de exemplu un alt supliment, Taurina, pe care de multe ori găsești în sucurile energizante și multe persoane chiar ar avea această impresie că nu este sănătos. Însă adevărul este că această taurină se află în acele sucuri energizante exact pentru că acea cafeină poate să-ți crească adrenalina, tensiunea, îți dă energie și exact de aceea are taurină. Pentru că aceasta de fapt ajută din acel punct de vedere. Însă la fel cum este și cu investițiile, aceste lucruri nu sunt neapărat esențiale. Adică nu a spus păi niciodată cuiva să ia taurină, inositol, dacă nu doarme destul, dacă nu mănâncă destulă proteină, dacă nu face niște mișcare, dacă nu are grijă cu magneziul, adică sunt atât de multe lucruri la bază mult mai importante, încât la fel și cu investițiile, o să vorbim foarte rar pe acest canal despre lucruri foarte tehnice și nu vrem să devenim nici contabile încât după aceea să ne uităm la fiecare companie câte achiziții are cu amortizare și practic după aceea să analizăm atât de mult încât ne paralizăm singuri și după aceea nu mai investim în nimic, pentru că adevărul este că fiecare investiție vine cu un anumit risc, dacă nu cumva vorbim despre titluri de stat. Da, dacă ai atât de mult încredere în sistemul economic, deja avem alte probleme. Însă am vrut să menționez aceste lucruri pentru că acum ne aflăm mai mult sau mai puțin într-o perioadă ca 2000 2008 sau 2020 pentru acea scurtă perioadă când am avut o. Mini Recessiune. Însă, ce s-a întâmplat de fiecare dată după un bear market, pentru că în acest moment, majoritatea portofoliilor nu sunt pe plus. Singurul mod în care ai fi fost pe plus, probabil ar fi fost dacă ai fi investit foarte mult în zona de energie. Însă, dacă ne-am uitat la zona de energie pe termen lung, aceasta nu este ca și cum va crește foarte rapid. Adică, da, acum va avea parte de un cash flow sănătos, majoritatea companiilor își vor permite să ofere un dividend ceva mai generos, însă, pe un termen de 5-10 ani, cred că ne dăm seama cu toții că o să existe un anume progres, mai ales pe partea de energie solară, și ne dăm seama că Tesla deja a mâncat foarte mult din plăcinta companiilor de mașini și acum vine mai serios și spre industria de energie solară, dar și de robotică AI. Însă, ca să trecem imediat aici de pe tabletă, dacă nu ai lăsat un like de secunde secundă acestui video, poți face în acest moment, ajută canalul, ajută ca un număr cât mai mare de persoane să afle despre aceste lucruri și dacă nu ai apăsat deja și pe butonul de subscribe, dar mai ales nu ai dat pe clopoțelul de lângă, poți face în acest moment și în câteva secunde după intro ne reîntoarcem. Ok, și acum când ne-am întors, în primul rând o să vorbim despre piața cripto, pentru că aceasta se pare că o să continue să se ducă în jos. Suntem într-un bear market, într-o iarnă cripto, și asta în primul rând acum pentru că FTX se pare că este aproape de faliment. Ultima dată când am făcut video nu aveam aceste informații, dar între timp se pare că deja se pregătesc de a faliment, fie că vorbim despre platforma US sau cea.com, adică cea internațională. Însă, unul la mână, sper că nu a investit în FTX Coin. Nu cred că a menționat-o vreodată serios pe canal, mai mult Cronos și de aceea vreau să vorbim despre ea, pentru că mai mult sau mai puțin este cam în aceeași situație, adică Cronos sau Crypto.com este o platformă, la fel precum FTX, are și un exchange, dar după aceea are și propria monedă. Din fericire o să vedem că nu dețin atât de mult moneda lor pe cât dețin și alte criptomonede, deci s-ar putea să existe ceva mai multă lichiditate, dar cred că suntem cu toții conștienți că piața cripto, mai ales dacă nu vorbim despre Bitcoin, Există un risc destul de mare și după aceea și Bitcoin, dacă îl ții pe un exchange, normal că riscul este mult mai mare decât dacă l ai ține pe un stick propriu, dar hai să ne uităm în acest moment la piață, deci să ne uităm la FTX token, practic pentru acest an nu știu dacă există vreun viitor, în momentul când filmez acest video este un minus 32% doar în ultimele 24 de ore, deci clar a scăzut enorm și dacă ne uităm pe ultima lună vedem de la 25 la 1,5$ și cred că va continua să se ducă în jos. Adică FTX nu cred că mai are vreun mod prin care se poate salva și eventual cine are bani aici mai bine și ar scoate de pe acest exchange cât de repede poate. Însă ne interesează acest eveniment cu FTX pentru că practic a tras piața cripto în jos și de exemplu dacă vreodată voiai să ai un Ethereum sau un Bitcoin mai ieftin, E bine, acestea sunt momentele, desigur, asta poate să mai continue, dar până la urmă nu este ca și cum așteptăm un anume preț, adică dacă crezi că cineva știe exact care va fi minimul pentru Bitcoin sau pentru Ethereum, atunci să ne întrebăm de ce acea persoană nu face un împrumut și după aceea devine miliardar în maxim 1-2 ani. Adică am văzut ce s-a întâmplat cu Sam Bankman Fried. Însă, dacă o să ne uităm la cele criptomonede care au scăzut cel mai mult, FTX Token a scăzut, Solana pentru că are o legătură cu FTX a scăzut și ea și Dogecoin, pentru că de fapt se pare că și aceasta era deținută de FTX și nu numai, pentru că o să ne uităm imediat ce deține și Crypto.com dar tot ceea ce se întâmplă aici în piața cripto are un efect de domino și asupra piețelor de capital, de aceea o să vedem acțiuni precum Coinbase ajungând la un nou minim pentru că Coinbase are legătură cu piața cripto, deci nicio surpriză. După ce o să vedem că și Binance Coin, care este aici pe locul 4 ca și market cap, este la un minus 20% și adevărul este că până acum Binance s-a descurcat foarte bine ca platformă, dar normal că nu poți să te bazezi nici pe ea cât te poți baza pe un hardware wallet extern. Așa că dacă pierdem vreodată bani pe un exchange, să nu ne prefacem că nu știm că este mult mai bine să deținem noi acele criptomonede. Însă vreau să ne uităm și la Cronos, la Crypto.com și asta pentru că am mai recomandat și eu de multe ori această platformă, mi se pare una din cele ceva mai sigure, desigur nu o compar nici pe aproape cu Bitcoin, adică dacă ne uităm la siguranța Cronos, Ethereum și Bitcoin, este o diferență între ele, cu Cronos fiind a treia, însă dacă reușesc să nu facă nicio prostie să spunem în acest bear market, în această iarnă cripto, cred că va fi una din acele criptomonede care se vor probabil în 10 față de unde au ajuns acum, pentru că dacă ne uităm a scăzut și aceasta 23% în ultimele 24 de ore. Și dacă ne întrebăm de ce unul la mână, pentru că au existat și acele probleme cu FTX, dar dacă ne uităm pe ultima lună o să vedem că această scădere a fost una ceva mai drastică decât ne-am fi așteptat, adică acest grafic arată mult mai mult ca FTX token decât ca Bitcoin sau Ethereum. Și asta din mai multe motive. Unu, pentru că Crypto.com cam seamănă cu FTX, așa că te pune pe gânduri. Ok, aceștia au destulă de lichiditate și adevărul este că aici chiar putem să vedem un portofel pe care îl dețin aceștia. Deci, practic, o să vedem și cât dețin ca valoare în dolari. Deci avem aici net worth. Ar trebui să fie cam 2 miliarde 528 de milioane de dolari. Deci destul de mult, mai ales că în acest moment cred că market cap lor se află pe la un 1,4-1,5% miliarde. Desigur, la cât de mult fluctuează acum, câteva sute de milioane pot să dispară sau să reapară foarte repede. Dar, dacă ne uităm după aceea, ce dețin în acest portofel? Aici o să avem și un steguleț roșu pe locul 2, dar dețin în principal Bitcoin în proporție de 32%, după aceea vedem și Ethereum cu 16%, deci sunt alegeri ok, USDC, USDT, dar ceea ce ar trebui să ne pune probabil puțin pe gânduri este de ce se află și aici pe locul 2 cu 20%. Acum adevărul este că nu avem vreun motiv, cel puțin public, de care să știm, însă a spune că acesta este un mix de gules roșu. Adică dacă aș fi văzut aici Bitcoin, Ethereum, USDC, USDT și după aceea eventual chiar BNB sau alte criptomonede, aș fi avut ceva mai multă credere decât dacă aș fi văzut Shiba. Însă adevărul este că cine s-ar fi așteptat ca Shiba să rămână o criptomonedă chiar și după acea perioadă când era doar o glumă. Ce e drept nu o glumă la fel de mare precum Dogecoin. Însă, de fapt, cu asta vreau să trecem în al doilea subiect al acestui video, probabil cel pe care ne vom concentra, chiar și în titlul acestui video, pentru că vreau să ne gândim la diversificare și de exemplu, dacă vorbim de Bitcoin, de Cronos, până la urmă nu este ca și cum asta ar fi cea mai mare investiție a noastră. Adică n-aș spune niciodată că trebuie să investești cel mai mult în Cronos, eventual în Bitcoin dacă ești un fan mai mare al zonei cripto. Însă atunci când vorbim despre diversificare și să ne gândim la tine și de fapt la mine, la orice persoană, e clar că toți avem diferite așteptări. În funcție de vârstă, în funcție de câți bani câștigăm, în funcție de câți bani vrem să avem și așa mai departe. Foarte multe criterii. Și dacă ar fi să simplificăm și să ne gândim la trei mari tipuri de investiții, cele mai simple, să spun așa, am avea mai sigure ETF-urile, după aceea dacă mergem un nivel mai jos am avea acțiuni individuale și după aceea dacă am merge la numărul 3 am avea zona cripto și e adevărat că nu putem să le comparăm pe acestea cu orice altceva ce avem pe lumea asta, dar putem să ne gândim mai mult sau mai puțin că aici am avea de exemplu un job, deci ceva mai sigur. După aceea aici la acțiuni te poți gândi că poate ești liber profesionist, deci ai scriem LP și după aceea în zona cripto, deși să fiu sincer, într-un business ai mult mai mult control, nu cel mai mare, dar acolo clar ai mai mult control decât ai avea în zona cripto. Dar mai mult sau mai puțin este la fel, adică vrei să intri aici unde sunt șanse mari să câștigi foarte mulți bani, dar la fel sunt șanse foarte mari să pierzi foarte mulți bani, chiar dacă faci lucrurile cum trebuie. După aceea, în funcție de ce job ai avea, de exemplu, ai o siguranță foarte mare și nu prea trebuie să faci foarte multe. După aceea, ca liber profesionist, ai șanse să câștigi mai mult ca la un job, dar probabil vine și cu mai mult efort. În cazul acțiunilor, ceva mai mult timp pentru cercetare. Și de obicei mai fac videouri despre diversificare la fiecare 6 luni, un an, pentru că știu că este nevoie, știu că sunt persoane care, de exemplu, nu au văzut acele videouri și întotdeauna cam trebuie să începem cu această parte, pentru că aceasta este bază dacă ar fi să ne gândim care sunt cele mai importante lucruri, aici trebuie să ne gândim, ok, cât de mult investesc în fiecare și unii dintre noi putem să investim 50 aici, 50 aici, alte persoane pot să investească 80 aici, după aceea 10 aici, 10% aici și personal nu-mi pasă cum investești, cât timp ai de câștigat, pentru că aproape în orice clasă de active poți să câștigi și ca să oferim niște exemple aici, dacă vorbim despre ETF-uri, avem una din cele mai sigure investiții, cea pe care o recomand cel mai mult pentru cei care vor cel mai mic efort, S&P 500 sau desigur putem să investim în alte ETF-uri specifice, de exemplu IT, solar sau eventual un ETF care se concentrează pe dividende. După aceea, dacă mergem în zona cripto și chiar asta am creat și în cursul din Academia de Investiții, unde intru mai în detaliu în acest subiect și acolo, de exemplu, am menționat că avem un tip de investiție, deci aceasta clar este total diferită de orice altă investiție în zona cripto, ca și risc, deci avem Bitcoin, după aceea avem altcoin deși și aici putem să facem o categorisire, dar aici de dragul exemplului o să scriem doar altcoin și după aceea mai avem, putem să le spunem, și shitcoin pentru că cu acestea poți câștigi. Cu siguranță multe persoane investesc pentru că știu, aici poți câștige de 100 de ori mai mult sau desigur să piadă tot, adică minus 100%. Bă, aceea, la altcoinuri ai un risc reward ceva mai mic în ambele moduri, adică poți câștigi de vreo 10 ori mai mult, dar în același timp poți să pierzi cam 80%. 90%, cel puțin în anumite perioade. Și după aceea la Bitcoin, acum chiar vedem, există o siguranță ceva mai mare, adică nu mai fluctuează chiar atât de mult. Și desigur, dacă doar 10% din banii pe care îi investești în total ar fi în cripto, după aceea acei 10% ar fi și ei împărțiți în aceste tipuri de investiții în funcție de care sunt preferințele tale. Și după aceea avem acțiunile, hai să folosim culoarea roșu ca să putem să distingem și aici hai să ne gândim la trei tipuri de investiții și acelea ar fi. Și hai să începem unul la mână cu un tip de investiție ceva mai sigură și o să numim value, dar cum spunea și Charlie Munger, orice investiție bună este value. Adică dacă investești în Apple, este value. Dacă investești în Zoom, chiar dacă am pune-o în categoria de growth stocks, dacă o să fie o investiție bună, cum se preconizează, dacă ne uităm la anumite estimări, atunci și aceea va deveni una value. Dar Acelea value am putea să ne gândim că sunt acelea ceva mai sigure, unde dacă le-ai analizat din punct de vedere fundamental, arată ok, arată bine. După aceea, le avem pe cele growth, care normal că trebuie să le analizezi puțin diferit, mai ales cele care, de exemplu, nu au profit, dar la fel și Amazon nu a avut profit foarte mult timp, dar asta nu înseamnă că nu puteai să îți dai seama dinainte care este modelul de business și că poți deveni din cei, cei mai mari exact pentru că nu au profit. Și după aceea hai să mai adăugăm și acțiuni cu dividende pentru că până la urmă acestea pot să fie, spunem, acțiuni care oferă dividende destul de mari, dar nu sunt neapărat value pentru că dacă le-am analizat din punct de vedere fundamental am vedea că vin cu anumite riscuri și probabil această pagină de aici este una din cele mai importante pentru că trebuie să reevaluăm, nu spun constant pentru că nu schimbi fiecare săptămână modul în care te gândești la investiții chiar foarte rar ar trebui să faci această reevaluare și spun asta pentru că de exemplu dacă a trecut un an aici și vezi că nu ai succes ce faci? Schimbi strategia pentru că după aceea poți să muți toți banii aici și după un an la fel vezi că nu prea a mers sau după aceea te duci și investești în acțiuni și la fel, după un an vezi că nu ți-au ieșit, să spunem, între ghilimele, pentru că dacă nu le oferim destul timp, normal că acele investiții nici măcar nu pot fi evaluate, pentru că la fel, ce faci? Cumperi o casă și dacă în ziua următoare avem un crash și practic este la jumate de preț, ce faci? O vinzi cu jumate de preț? Probabil nu. Și aici dacă ar fi să ne gândim la ETF-uri, la crypto, precum Bitcoin sau la acțiuni pe care, să spunem, le știm cu toții, acestea, în general, pe un termen de un an, să spunem, rar fac atât de multe greșeli încât imediat să îți schimb părerea față de acestea. De aceea, eu, de exemplu, și cu asta încheiem cu filmarea acestui video, am investit în Energy Transfer și acum câteva luni, am investit și în 2020, pentru că rar îmi schimb percepția față de o companie, mai ales dacă am făcut și o analiză atunci. La fel cu Bitcoin. Am început și în 2020 și chiar era un video în care spuneam că poate este una din cele mai bune investiții, după aceea a ajuns de la acel 13.000 sau 14.000 când am făcut video la 69.000, așa că ai fi fost pe plus dacă doar asta te interesa, dar este un termen foarte scurt, 2 ani, nu? Pentru că până la urmă vrem să le ținem pentru o perioadă și mai lungă. Și dacă avem în credere că Bitcoin sau și piața de capital va continua să crească și nu să continue să scadă cum o face acum, atunci cel mai bun lucru pe care putem să-l facem este să investim și să nu ne gândim extrem de mult că ok, acum este diferit, arde lumea dintr-o dată? Probabil nu. Adică am avut și pandemie, avem acum și recesiune. E adevărat că lucrurile nu de bine imediat foarte bune peste noapte. Pentru că dacă ne uităm și la companii precum Meta, concediază în acest moment. Dar cel mai bun lucru pe care poți să-l faci când tuturor le frică să spunem așa, este să investești. Nu? Adică asta ne-a învățat și Warren Buffett și este o strategie care în cel mai multe cazuri a arătat că a funcționat. Însă, cu asta încheiem pentru acest video. Dacă ți-a plăcut, nu uita să lași like. Dacă nu ai apăsat pe butonul de subscribe, dar mai ales nu ai dat pe clopoțel de lângă pentru a primi o notificare imediat ce scot un alt video. Poți face în acest moment și acum la final o să apară anumite videouri aici la final, dacă nu le-ai văzut. Și până data viitoare, îți urez vizionare plăcută și toate cele bune. Fie că e vorba de investiții sau de orice altceva.